Panică la un mare festival organizat în Germania. O roată ferii s-a luat foc la un festival de muzică din Leipzig și aproximativ 30 de persoane au fost rănite în timpul incidentului. Poliția a declarat că mai mult de 30 de persoane au fost rănite, în mare parte cazuri relativ ușoare de inhalare de fum. Cu toate acestea, Crucea Roșie din Germania a declarat că 2 persoane au fost rănite mai grav. Totodată, forțele de ordine au transmis că 4 ofițeri au fost printre cei răniți. Pe de altă parte, un purtător de cuvânt al poliției a declarat ulterior că 4 persoane au suferit arsuri și că una a fost rănită în urma căderii. În cadrul operațiunii a fost utilizat un elicopter de salvare. Roata a luat foc după căderea serii, iar flăcările au izbucnit mai întâi la un autoturism și s-au extins la altul vecin. Rapperul german Shia Gu a declarat într-un videoclip postat pe contul său de Instagram că i s-a spus să continue spectacolul în timpul incendiului, tocmai pentru a evita panica în masă. Festivalul Highfield se descrie ca drept un festival de muzică indie-rock și a avut loc într-o suburbie a orașului Leipzig. Organizatorii au declarat că aproximativ 30.000 de persoane au participat la eveniment.